Meteorologii au emis o avertizare de cod portocaliu de caniculă pentru sudul și estul țării. Aici se vor atinge temperaturi de 40 de grade la umbră, iar în câmpia română acestea vor urca izolat până la 41, chiar 42 de grade. Avertizarea este valabilă astăzi și mâine pentru 22 de județe, inclusiv pentru Mehedinți. Astfel, cele 10 puncte de prim ajutor instalate la nivelul municipiului Drobeta-Turnu-Severin au fost reactivate, astfel că cei care au nevoie de asistență pot apela cu încredere la specialiștii care se află în aceste centre. La ora actuală avem 10 puncte de prim ajutor, toate punctele sunt dotate cu asistență medicală, cu aparate răcitori de apă. Cetățenii municipiului pot primi prim ajutor de urgență minim. Fiecare punct de prim ajutor are și câte un asistent care le va acorda, în caz de nevoie, îngrijiri medicale celor aflați în dificultate. Cât e dumneavoastră? 12 cu 6. Poți să sări din avion? Puteți să săriți. Cele 10 puncte de prim ajutor au fost deschise la primăria Drobeta-Turnu-Severin, la sediul de asistență socială, la taxe și impozite, de asemenea în piața Crihala, în piața Crișan, în piața Mircea, la autogară și în târgul Veterani. Miercuri, temperatura aerului va marca o scădere în toate regiunile, astfel încât doar în sudul țării vor mai fi valori maxime de 35-37 de grade.